astăzi le-am luat reacția youtuberilor la noua mașină a mamei. Dacă nu ați văzut clipul, aveți un link în descriere. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, un follow pe Instagram și hai să-i dăm direct cu clipul. El auzi, băr? De 5 minute, să stai așa, gen. Așteptam. Ce mă sună? Nu știu, sincer. Așa, bagul, bă, te uitai. Băi, uitați-vă cum vii, că mai să-ți prind reacția. Așa, ai? Da. Falsă tare arată. Omul meu iese din cort. Ciao, mă, da. Sunt în față pe avarii. Sănătos. Te pup, salut. Cum te-ai recuperat de... Foarte bine, foarte bine. Mă doare măseaua. Unul la unul vreau să te felicit și eu pentru mașină, că e superbă. E asta cu eluat-o? Mamei și Ioanei. Ce frumos. Felicitări și eu vreau să fac la un moment dat așa ceva. Thank you. Lasă-mi dau o tură. Te rog. Hai în dreapta. E mai frumoasă, mă, ca Passatul ăla, vei. Mai frumoasă cu Passatul meu, ești nebun. Hai să nu exagerăm. E Passatul tău mic cu faruri galbene. M-am stat și făcut noapte între timp. Mergem până la mașină, pentru că m-a sunat Gami și vreau să iau și lui reacția. Și Ioanei, chiar sunt curios ce o să zică de mașina asta. Sincer, părerea mea personală, și asta e motivul pentru care am ales o mașină așa micuță, e că o poate conduce efectiv toată lumea. Mama nu prea se pricepe cu parcările. O să fie mai ușor și lui sora mea. Și da, ia uite o drăguță cum stă ea. Ce părere ai? Îți place? Kitsu! Ok. Wow! Îți place? Da, chiar e tare. A, cred că nu vezi de aici. Nu, e polo. Da, e polo. Da. Bă, chiar e drăguț. E frumos rău de tot, să mor. Bun, niște jante. Arcandrei, niște jante. Am capace, dacă vrei. Pentru mama și sora mea. Bă, ești nebun, frumos. Dar eu credeam că polo e în 4 și să nu-i golf. Nu, polo e și mai mic decât golful. Bă, uite cum arată asta de ce, de la Farish, bă. Zi-mi acum, halogen sau xenon? Nu știu care e diferența. Halogenul e galben. Aude, e tel. Gata, șmecher, are formă de aia nouă, uite, are... Arată ca pe Peugeot ăsta. Ăsta e 2028. Bă, relativ, ăsta are jante mai frumoase, parcă. Sau are capace? Are capace. Cam are capace. Păi am capace, doar că... Doar că nu le-ai. Asta? E a ta? Da. Hai că da. Mă rog, relativ. Îmi place parcarea, deci ai parcat extraordinar. Bă, am parcat-o intenționat așa că îi luau toată frumusețea mașinile astea de lângă. Jante de tablă, frumos. Sunt curios cum e polo-ul ăsta, că a avut și mama unul, automat. Asta îi face toată fenta. Chiar da. Și acum s-aude ca la ce? Da, era ce avere să fie benzină, să facă ba 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 ba. Îi punem evacuare lui mama. Mama e automată, Robi. Da, da. Bravo, mă, frate. Mă duci pe mine pe la cafenea? Băi, ești frăz? Jură-te că e automată. Cum să fie automată? Știam că poate fi automată. O mașinuță de asta așa micuță. Asta e must-ul. Să fie neapărat automată ca să o conducă și mama. Da, e mult mai simplu automat, adică nici n-aș putea să mă întorc. Pun un pic pauză clipului pentru că vreau să-i mulțumesc sponsorului de astăzi, adică Car Vertical. Vă încurajez pe toți, mai ales dacă vreți să vă cumpărați o mașină, să o verificați întâi pe Car Vertical. De exemplu, am găsit acest seria 7 din 2017 la 15.000 de euro și ceva mi s-a părut suspect. Am verificat seria de caroserie și am găsit asta. Mașina a fost făcută daună totală. Da, nu prea pare apetisant. Dacă vreți un discount de 20%, puteți folosi codul meu Robinet, așa mai salvați niște bani. Cred că m-aș putea întoarce la manuală, că pot să o conduc. Vrei și sport și tot, frână da. De mână. Aoleu, dar ce frâne are. Ce mașină rămâne? Eu o să rămân cu Passatul, dar am luat-o pe asta ca să vă arăt și vouă. Sincer, pentru maică ta și pentru soră ta, adică ele vor să o șeruiască, nu? Da. E o mașină ok. Ce zic, frate, îți dai seama că nu pot să spun wow de ăla, știi că corect. Aș fi cu ei. Începutul mă, frumos, hai să mă dă o tură. Vrei? Lițiplă. Automat? Da. Lițiplă. Frumos. Bravo. N-ai filmat nimic. Ba da. Să-ți pui centura că bipă-i. Să mă arăt eu că bipă-i. Da, știe să bipă-i, face urât. Dacă ți-e la viața ta, te dai din calea mea. Da, că bipă-i, bipă-i. Centura. Eu nu stai în spate. Tu ai stat la volan? Eu am stat la volan, da. Au fost 5 oameni în mașina asta, au încăput. Onest, ia uite-mă. Bă, vrei să-mi nu prea ai por bagaj? A, da, frate, și aveai de băgat căruciorul de la bucă. Adevărat și asta. Terenul de basket. Ia cât de mare por bagajul în care... Ai văzut ce frumos a auzit ușa că s-a închis? S-a de chiar... Omul meu, pentru care G, ascultă ușile. Da, trage de el. De el? Da. Pare că-l rup. Nu. Bă, pare că-l rup. Scoate mâna. Mai apeși pe ceva? Îl împing un pic mai mult. Normal avea o chestie aici, dar nu ne-a dat-o domnul. Dar nu mi se pare mic, adică... Bă, ai loc să spui un bagaj mare. E automata? Da! Polo, a, stai că e de la de trebuie să-i aprind eu farurile. Dar vezi că ai deja martori în bord.
Să nu merge așa că se strică. Sped bumpul nu se simte? Nu troncăne. Nu troncăne, nu bate, nu nimic. O mâini pe volan frumos cum te-a învățat la Titi Aur acolo. Păi da, se pare că o mașină din asta merge foarte amuzant. Mi-e așa mi se pare. Eu am trecut de la Passatul la mare la mașina asta, tu nu știi cum conduc în trafic. Am loc să mă bag pe unde vreau, fac tot ce vreau cu ea. Felicitări că ai putut să faci chestia asta, la câți ani ai tu? 19 ani, da. Ce bebe, ce dormi să fiu și eu bebe, uite spălător. Pentru maică ta și pentru sora ta este o mașină exemplară, mai ales că ele probabil conduc prin Azuga și atât. Nu cred că se deplasează atât de mult. Să lângă nu are permisul. I-am luat-o înainte de permis. Păi atunci, că n-o să conducă. Atunci eu n-o să zic că e o mașină bună pentru începători, e o mașină perfectă pentru începători. Da. Adică în momentul în care, dacă se întâmplă, Doamne ferește, să intre cineva în tine sau să intri într-un mini stâlp de ăla sau ceva sau să o iei, e perfect. Adică imediat schimb. E în drive, da. Da, așa că am un copil în față și nu vreau să-l omor. Băi, n-am apăsat accelerația. Știu, când e piciorul de pe frână, da, se duce. Da, mă, știu, știu. Mă, așa cu tine. O, unde acolo? Nu vreau să-l omor! Hai, mi-a face drifturi? Bă, nu prea face. Bă, vezi că se conduce mai și mică decât Passatul meu. Unde o lași? E mică, bag acolo. Știi ce poți să faci tu? Ce? Vreau să-i pun navigație. Și să-i bagi CarPlay. Da, asta vreau să fac. Și atunci știi ce o să-i lipsească? Keyless entry, keyless go și atâta, în rest. Încălzire la cur, nu prea. Deschizi geamul. Da, asta, poți să-l scoți, nu pierzi nimica. Așa e urât, te joci șarpe pe el. Dar bă, bune, e fix formă. Dar ți-l caut acum, ți-l găsesc. Deci ăsta e Polo, da? Da. 1000 de lei? 1000 de lei? 1000 de lei. Ia uite, fix forma asta e, ia uite, cu două astea. Două butoane. O, facem investiție, băieți. Ia uite, CarPlay, 650 de lei. Ia uite-l, frate meu. Bine, CarPlay ăsta, dar poți să iei iPhone. Ați avut iPhone 7, 6 Plus, de puteai să întorci iPhone-ul în meniu? Ca tableta? Mai știi? N-am avut. Gen, în iPhone-ul, nici eu n-am avut. Am văzut. În iPhone-ul ăla întorceai așa și se întorceau toate aplicațiile din meniu. A, te fac? Ia uite, așa l-a pus aici. Deci, car kit, un giga, Android Bluetooth, dacă are 650 de lei, câte like-uri să-i pui CarPlay? Câte like-uri? 7000. 8? 8000? Nu, 8, toate. 8, a. Nu, 6500 de like-uri pentru 650 de lei cheltuiți. Sounds like a deal. Dacă îi pui ăla, smar în Franța, adică ce, că n-ai... N-am mânerul ăla de G aici, mă, nu-mi trebuie. Mă, lasă aia, de-l dragul, gen zic ca o mașină așa. Mie mi se pare tare, ce-i n-aș face că n-ai încălzire în scaune, la îngheți. Nu îngheți, că ai încălzire aici, te-l dai pe aceea cald și nu-ți trebuie încălzire. Deși vrei să te mint, am găsit pe net 8500 de lei încălzirea în scaune. Cum? Pă bune. 250-300 de lei per scaun încălzirea. Numai că-ți bagă un buton separat aici sau ceva. Bă, ești nebun. Și automat. Asta a fost. Eu nu mai supăr mașinile manuale, vreau și o să-mi iau automată de mor. Și apoi ai venit și în București. Nu e așa rău cu manuală, dar crede-mă, e mult mai confortabil automat. Clar. Zici tu că nu se conduce, zici că e un mini card, zici că e o mașină de șoferie. Ba da, chiar așa e. Băi, tu știi cum te miști cu asta în trafic în București, că zici că ești cu mașina de șoferie, cu mașina pe telecomandă. Filtrezi traficul, fii atent, dăm un sport. Ai și, da? Ai și sport, cât ai? Stalpă. Frumos, dă-i peste asta. Cam trage. Trage bine. Chiar e tare. Virează și roțile din spate ca la ta. Da? Fără mișto. Cred că nu e bine. Cred că ceva nu e bine dacă virează roțile. Ok. Nu știam că e speed bump acolo. Nici eu. Vreau să-i pun navigație. Poți să-i pui. Da, știu că poți să-i pun. Vreau să-i fac foarte multe modificări. Nu e mare inginerie să faci. Felicitări că ai reușit să faci asta. Ești gata să-ți dau senzație? Da. Anda. Dar nu făceam accident acum. Îți dădeam senzația acum, mă panicam și eu și tu. Mamă, e 46, ce se întâmplă, frate? Mamă! Hello! Ce ești de mașina asta, Selim? E o rablă. Cum adică? Tu n-ai voie în față, tu ai voie în spate, că ești mic. Dă-mă asta de aici pentru Selim. Cât a costat? 25.000 de lei, nu știu nici. Dă-mă sport. A, tu fac are sport. Are sport. Știi ce prost rău pus? Cotiera! Nu, da. Nu știu dacă cotiera sau frâna de mână, gen. Am mai spus to do it like this? Nu se face! Îmi pare că mă dau la tine. Bă, asta e mașina de combinat. Haide, bă, unde mergem? Mergem niciodată până nu spui centura. Centura! Sau capăt. Pune centura. Hai, bag-o. Nu merge să spui. Împinge, împinge în ea. Hai că poți. Bravo, mă. Bă, ce m-am speriat. M-ai speriat, Daniel, m-ai luat prea tare. Ce tare la mașina asta e că dacă dau kickdown, așa, da, ea schimbă la 5.000 jumate. Bă, și am 6.000 de ture. Dar dacă e în sport și, și conduc normal, gen, doar vreau să am beneficiile din sport, schimbă până la vreo 4.000. Dar acum mergem în recuperare, băieți, mergem să-ți ia și chitul mașina. Da, mergem să luăm dubița, dubă așa. Sincer, are farurile mai bune decât pe Passatul meu. Deci eu pe Passatul meu când îl conduc trebuie să supraviețuiesc, gen, eu asta vă grup pentru viața mea cu ăla. Dar e tare mașinuța, mai ales de începător, e perfectă. Bă,
Uite, vezi, mă, niciodată n-am știut. Uite, și eu când veneam în București prin 2019, mă descurcam la parcări cu mașini mici, mă, efectiv, nu știu. Bă, faptul că e automat, asta cred că e... E automată? Da. Da, asta chiar o face tare. Dai kickdown. Dai. Așa. Ne oprim? Ne oprim, are frâne. Dar nu-mi place cum se aude pe sport, o să dau pe normal. N-are. Ai dat-o pe manual? Cine o conduce pe manual? Dai viteză, rupe. What the fuck? Dai mai tare pe manual. Bă, da, mă, da, ce dubios se simte, niciodată n-am condus-o pe manual. Că ai pe manual trebuie. Dar fii atent, că și pe trei se duce. Bă, să duce, chiar te... Bă, eu băiesc, mă duc până în spate. Ce tare la mașina asta mică? Bă, tu știi cum se ține pe curbe? Ah, ia. Bă, mă, Schumacher! Speed bump-urile nu se simt cu ea. Da, chiar, de curând dă unul, parcă, nu? Da, îl pe al doilea. Acceptabil. Edii i-au dat un Mini Cooper de 40.000 de euro și se simte mai rău decât în asta. Am aici, mi-arată câți kilometri am la oră, dar trebuie să faci... E în mile. Sigur poți să-l treci în kilometri. Are și senzor de parcare. Și poți să-l spui și camera. Mamă, tu nu mașina, băieți. Bă, nu poți să scot asta. Trebuie să dai asta în parc. Acum poți să scoți.